murit chiar de ziua lui de nume într-un accident cumplit în Constanța. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani care ar fi băut înainte. Cadavrul unui bărbat de 50 de ani a fost găsit în mare, în zona stațiunii Mamaia. Polițiștii iau în calcul chiar și varianta unei crime. 4 oameni și tot atâtea planuri mari pentru capitală. Lista candidaturilor a fost încheiată astăzi de către Gabriela Firea. Cum îi plasează sondajele însă pe ei, aflați în câteva minute. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! A murit chiar de flori de ziua lui de nume. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani din Constanța care s-a stins în această dimineață după ce a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un stâlp. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Florin avea doar 21 de ani și se întorcea de la o discotecă din localitatea Mihai Viteazu. Prietenii spun că au petrecut împreună până dimineață și că băiatul a băut. Din păcate, a decis să se urce la volan și să plece spre casă. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum tânărul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un stâlp. Oamenii care locuiesc în zona în care a avut loc accidentul spun că au auzit un zgomot puternic și au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. După aceea au sunat la 112. Am auzit o uitură. Am ieșit afară, normal, ne-am speriat, am văzut mașina răsturnată, el era în afara mașinii, aruncat în șanț. La fața locului s-a deplasat colegii de la stația Media cu auto specială de stingere, un echipaj de prim ajutor și de asemenea echipajul de terapie intensivă mobilă din cadrul detașamentului Palas. Surse din anchetă spun că Florin conducea cu viteză înainte de impact. Se pare că oboseala și consumul de alcool ar fi cauzele care au dus la această tragedie. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că un bărbat de 21 de ani ar fi condus un autoturism, ar fi pierdut controlul direcției și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp, iar vehiculul s-ar fi răsturnat. În urma accidentului rutier, conducătorul auto a decedat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Tânărul de 21 de ani ar fi trebuit să serbeze ziua numelui. Acum însă, din păcate, părinții se pregătesc de înmormântare. La 3 zile de la surparea unei străzi din Cluj-Napoca, locuitorii așteaptă încă o minune din partea autorităților. Zona a fost îngrădită, iar șoferii au la dispoziție o rută ocolitoare. Localnicii însă se tem de o nouă alunecare, mai ales că sunt anunțate ploi în săptămâna care urmează. Casa Ioana este doar la un metru distanță de alunecarea de teren. De câteva zile spune că nu mai poate să doarmă. Îi e frică să nu rămână fără casă. În prima seară am rămas aici, că am rămas să scoatem niște lucruri din casă, în caz că fuge casa, că asta ne e frică, cum s-a proprietare de gard. Dar pe la 5 dimineața când ne-am pus, mi se pare că poc, poc, trosnește câte ceva și nu reușește să dorme. Ioana încearcă de câteva zile să ia legătura cu autoritățile și să afle ce se va întâmpla cu locuința ei. Mai are însă de așteptat. Azi dimineața am vorbit cu cineva de la inspectorat, erau aici. Mi-au zis că mâine o să vină să facă o expertiză care va fi gata probabil după sărbători, în care să ne zică dacă mai fuge drumul, nu mai fuge drumul, dacă casa a fost afectată sau nu, dar deja cred că utilitățile nu mai durează mult și o să fie gata cu ele. Autoritățile spun că încearcă să termine cât mai repede expertiza. Bineînțeles, expertiza a început să se facă din momentul în care am fost sesizați legat de această situație. Ea urmează să se finalizeze în regim de urgență, după care vor începe și lucrările, pentru că această expertiză geotehnică ne va spune ce fel de lucrări va necesita acea zonă, ce va trebui să facem acolo, astfel încât acel versant să fie consolidat. Oamenii care locuiesc pe strada Uliului sunt foarte speriați, pentru că meteorologii anunță ploi. Cetorii rea de pe Cluj-Napoca au venit ieri și au așezat aici câțiva saci cu nisip pentru a opri eventualele infiltrații cu apă. Oamenii sunt extrem de supărați și așteaptă ca autoritățile să ia o măsură mai mare, pentru că dacă săptămâna viitoare vor veni ploile, acești saci nu vor face față. Sacii de ajutor când o să vină ploaie, o să oprească 20% din volum. Dar problema mare a pornit de la ei, din cauza construcției imense a unei instituții a statului și din cauza faptului că la prima fisură ei au venit și au turnat tone de asfalt greutate și din momentul ăla s-a dus. Păi situația asta era de prevăzut. Acum 40-45 de ani, acolo unde e făcut podul aceea, acolo a fost același lucru, dar acolo s-a dus tot drumul atunci. Nu era asfaltat, dar trebuia întărit tot drumul. Nu să-l dai voie să construiască oamenii aici și circulația mare și nu protejezi
Bine că n-a fost o mașină pe ea când a dus. Localnicii așteaptă zi de zi să primească vești mai bune din partea autorităților. Momentan, perimetrul a fost îngrădit, iar poliția locală a restricționat accesul mașinilor. Pentru moment s-a găsit și o variantă ocolitoare prin pădurea Hoia, pentru oamenii care au casele mai sus. A fost alertă de dimineață pe o plajă din Mamaia. Un trecător a sunat la 112 și a spus că în apa Mării Negre flutește cadavrul unui bărbat. ISU Dobrogea a trimis la fața locului un echipaj de urgență, o șalupă rapidă pe mare, dar și un echipaj de prim ajutor. Pompierii au scos un bărbat de aproximativ 50 de ani din mare și l-au adus pe nisip. Medicii smurd însă n-au mai putut face nimic și au declarat decesul. Polițiștii spun că bărbatul decedat nici măcar nu a putut fi identificat. Era îmbrăcat, dar nu avea vreun act în buzunare. În afară de o zgârietură la nas, nu avea nici alte urme pe corp. Poliția din Mamaia continuă cercetările pentru a stabili condițiile în care a murit totuși omul. Au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Anul trecut, pe plajele de pe litoralul nostru, 24 de oameni au murit prin înnec. Este o perioadă în care carnea pentru grătar va fi vedeta de pe mesele noastre. Ce reguli însă trebuie să respectăm astfel încât să nu ne îmbolnăvim? Aflați în câteva minute la Focus. Nicușor Dan este favoritul bucureștenilor la alegerile locale din 9 iunie, iar Cristian Popescu Piedone a fost depășit în sondaje de Gabriela Firea. Asta arată ultimul sondaj privind candidații la primăria capitalei. De altfel, Gabriela Firea a fost ultima care și-a depus candidatura și îi spune că este optimistă, deși Nicușor Dan are 7% în avans într-un sondaj realizat de Avangard la comanda PSD. În aplauze, Gabriela Firea încheie lista celor care și-au depus candidatura pentru primăria generală. Deși puțin cam târziu, Firea și-a văzut din nou visul împlinit, iar în acest context a transmis și un mesaj prin intermediul tricoului pe care l-a purtat. În spatele fiecarei femei de succes stau alte femei de succes. Sunt o feministă convinsă și am vrut să aduc un omagiu femeilor care m-au votat acum 3 ani și jumătate și au fost dezamăgite, bucureștencelor. Aproape 65% din bucureștenii care m-au votat erau femei. Cred că s-au terminat cu poveștile de supărări între noi, de aranjamente, de cine va candida la președinte, dacă Gabi Firea va câștiga Bucureștiul. Îmi cer scuze față de dumneavoastră, au fost niște povești, după cum bine vedeți. Un sondaj făcut la comanda PSD o arată pe Firea pe locul 2 în preferințele bucureștenilor, cu 24%, cu 7% în urma lui Nicușor Dan. Am intrat de curând în această cursă, mă bazez foarte mult pe bucureșteni, pe cei care sunt nemulțumiți de ineficiența actualului primar. Sunt încrezătoare, sunt optimistă. Nicușor Dan conduce sondajul cu 31%. Cel mai important din campania asta, dincolo de soțele, conducte, toate cele care țin de viața concretă a bucureștenilor, va fi o luptă de valori. Va fi o luptă între oameni care doresc pur și simplu respectarea legii și planul care s-au învățat se sugă de la bugetul statului. Astfel, actualul primar a încercat să-l atace pe Cristian Popescu Piedone, care a căzut pe locul 3 în sondaje cu 20%. Piedone, de altfel, a transmis și el un mesaj la depunerea candidaturii sale prin intermediul tricoului pe care scria "Și eu sunt interlop". Să vedem câți bucureșteni vor putea, pe câți bucureșteni au făcut porți și pe câți bucureșteni dați în tricou cu... Și pe câți bucureșteni i-au făcut interlopi. Vom vedea lucrurile astea pe stradă, la pensionari, la oameni care vor putea aceste tricouri. Candidatul PNL Sebastian Burduja este pe locul 4 în preferințele bucureștenilor cu 15%. Burduja a încercat să atragă atenția prin unicitate venind pe motor să-și depună candidatura. Pentru mine este prima dată când văd un candidat că vine să-și depună dosarele cu motocicleta. Ținta atacurilor a fost tot actualul primar. Este o cursă dificilă. Mai sunt puține zile până la alegeri. Este o cursă în patru. Și asta înseamnă, de fapt, frumusețea democrației. Cei 4 candidați pentru București trebuie acum să-i mai convingă pe oameni că merită fotoliul de primar. Alegerile locale vor avea loc pe data de 9 iunie.
De duminica florilor, bisericile din toată țara au fost pline de credincioși. Oamenii s-au rugat, iar apoi au plecat liniștiți spre case cu ramuri de salce sfințite, despre care spun că îi vor feri de probleme tot restul anului. Acum urmează să se pregătească de cea mai importantă săptămână din postul Paștelui, săptămâna patimilor. Mănăstirea Cașin din capitală a fost neîncăpătoare încă de dimineață. Au luat copiile, își doresc mult, ce au luat sălcioare, cruciulițe. Mama soacră o cheamă Florica și nu pot trece peste ziua de astăzi, sărbătoarea asta frumoasă de primăvară, fără să îi trimit niște gânduri sufletești. Încercăm să fim buni, să gândim pozitiv, să iertăm. Toată lumea vine cu gânduri bune și pentru toată lumea reprezintă și venirea primăverii. Floriile, să spuneți, vin floriile cu soare și soarele cu florii. Sărbătoarea floriilor marchează ultima duminică înainte de învierea Domnului. Ea reprezintă intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, unde a fost întâmpinat de credincioși cu ramuri de finic. În Vrancea, tradițiile și obiceiurile sunt păstrate cu sfințenie. Se binecuvintează ramurile acestea cu harul Sfântului Duh, prin stropirea cu aceasta păsfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ne amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, moment în care a fost întâmpinat de mulțime multă de popor, de prunci, care aveau o mână ramuri de finici. Tradiția spune că salcia capătă putere vindecătoare când este sfințită în biserică. La sfârșitul slujbei, fiecare enoriaș primește câte o ramură. Când este vremea furtunoasă, sunt tunete, fulgere, le iau și le duc afară în ideea că se potolește furia vremii. Eu știu de la bunica mea că ramura de salcie se încinge la mijloc ca să treacă durerea de mijloc. Iar copiii, dacă înghit doi mugurași, îi trece răceala. Oamenii merg la mormintele celor dragi, le curăță, plantează flori și aprind lumânări. Petruța nu uită niciodată de bunicul ei și în fiecare an merge la mormântul lui. Când veneam în vacanță, mereu îmi dădea bani, îmi creștea găinii, rațe, de toate. Grija aceasta pentru mormânt. Dragostea noastră față de ei. Odată cu această sărbătoare începe și ultima săptămână din postul Paștelui, săptămâna patimilor. În săptămâna ce urmează, postul se înăsprește. Mulți credincioși aleg chiar să țină post negru în unele zile, adică să nu mănânce și să nu bea nimic. Se spune că dacă fac acest lucru, Dumnezeu îi va feri de boli și îi va ajuta pe tot restul anului. Ținem și noi post, ca așa să ține tot. De-auna vinerea e post negru, trebuie să-l ținem și cu gând la Dumnezeu să fie bine toate. O săptămână în care limităm activitățile fizice și dedicăm timp valoros, timp important pentru sufletele noastre, ne spovedim, ne împărtășim, ne împăcăm cu aproapele nostru. Le urez tuturor o sărbătoare pascală binecuvântată, cu lumină în suflet, cu bucurii duhovnicești, cu bucurii pământești. Aproape 2 milioane de români și-au sărbat de flori onomastica. Mai sunt doar câteva zile până când vor fi încinse grătarele. De 1 mai, iar carnea va sfârâi. Atenție însă atunci când cumpărați acest tip de produs, ca să nu transformați o zi de sărbătoare într-o vizită la spital. Carnea rămâne vedetă de 1 mai, chiar și în acest an, când ziua pică în postul Paștelui. Când cumpărați carne, da, la ce sunteți atentă? Culoarea de proaspăt totuși se distinge de față de cea mai vechiusă. După câte știu eu, când e mai veche, e mai vineție, așa. La data de expirare, pentru că este foarte importantă, dacă este expirat, atunci cumva riscăm să facem intoxicații. Prima dată la textură, culoare și miros. De la magazinele care sunt, cum să vă spun, acreditate, să vedem de unde iau. Toate aceste reguli sunt corecte, spun reprezentanții ANSVSA. În plus, trebuie să mai fim atenți atunci când cumpărăm la câteva aspecte. Când achiziționăm, să aruncăm un ochi la frigiderul din magazin. Normele de siguranță prevăd pentru produsele refrigerate care se consumă proaspăt între 2 și 8 grade în funcție de tipul de produs, micii
trebuie ținute la temperaturi de până la 2, 3, 4 grade. Cum vă asigurați de calitatea lor? Luăm și noi la ghiș, poate mâncăm câine, poate mâncăm miel, nu știu. Eu am cumpărat mici ambalații din supermarket, așa că au termenul de valabilitate înscris pe etichetă. Dacă alegeți să cumpărați vrac, trebuie să știți că cei care comercializează astfel de produse au obligația să afișeze în vitrină atât termenul de valabilitate, dar și potențialii alergeni. Nu doar condițiile în care carnea este depozitată în magazin sunt importante. Odată produsele cumpărate, e indicat să ajungem rapid cu ele acasă. Dacă le ținem în mașină la temperaturi ridicate, bacteriile se înmulțesc imediat. În ziua grătarului urmează alte reguli. Trebuie să fim atenți la două reguli extrem de importante. Una, că atunci când mergem la grătar să nu punem carnea timp de câteva ore la temperaturi ridicate, pentru că astfel se pot multiplica bacteriile și pot apărea toxinfecții alimentare. Este foarte important când prăjim carnea micii cârnații să o facem bine, să evităm să consumăm carnea în sânge. Uniunea Crescătorilor de Păsări dă asigurări că acest tip de carne este sigură, la fel și ouăle. Rezultatele analizelor au arătat că din cele peste 2700 de probe prelevate din carne de pasăre și peste 480 de probe prelevate din ouă de consum, analizate pentru hormoni și alte reziduri, nu a fost depistată nicio probă neconformă. Iar din cele 269 de probe pentru reziduurile de antibiotice, doar o probă a fost neconformă. Ca să nu ni se facă rău după ce mâncăm, importantă rămâne și moderația. A fost o nouă noapte de distracție pentru miile de turiști care au ales să meargă pe litoral. În Costinești, adolescenții au dansat la festival cât i-au ținut picioarele. N-au plecat de la petrecere până când nu a răsărit soarele. Iar în Vama Veche a răsunat muzica, iar oamenii s-au distrat și acolo pe cinste. Deși a fost frig, turiștii n-au plecat la cazare. Noaptea trecută, tinerii din Vama Veche au avut parte de primele petreceri. Au umplut terasele și barurile, iar cine n-a avut loc a dansat pe nisip. Acum 4 ani am jurat că nu mai ajung aici. Și totuși am ajuns, pentru că Vama încă atrage oarecum. Când melodiile clasice de chef s-au terminat, au trecut la repertoriul balcanic. Turiștii care vin de mulți ani în Vama au fost puțin dezamăgiți. Spun că stațiunea lor preferată s-a schimbat. Atmosfera s-a schimbat total. Seamănă mai mult a Costinești decât a Vama. Înainte Vama era plină de oameni cu cultură rock, să zic așa. Acum, pe unde treci, auzi numai manele, numai rap. Și plasă e foarte goală. Foarte goală, adică mă așteptam cel puțin anul trecut, aproape de 1 mai, n-avea loc să treci pe jos. Acum treci cu mașina lejer, n-ai nicio treabă. Prețurile de Vama nu mi se pare că încurajează românii să prefere litoralul românesc. A fost distracție totală noaptea trecută și în Costinești. Miile de turiști care au luat cu asalt stațiunea nu s-au lăsat doborâți de oboseală. Ba mai mult, au petrecut la maximum. Unde altundeva, dacă nu la festivalul de trap atât de apreciat, în special de adolescenții veniți în număr mare din toate colțurile țării. Cel mai mult îmi place de Inisebi, care este luni seară. Și pentru Offset, care e artist internațional, dar plac toți. Chiar dacă au petrecut deja fără oprire de două nopți, turiștii au părut că sunt capabili să treacă testul rezistenței. Deși afară n-au fost mai mult de 6 grade Celsius, miile de tineri au dansat până la epuizare. Forță! Talent! Forță! Cum e târziu, culcă de somn ușor, ce vreau acum, uită până mâine, vorbește vinul pentru mine! După câteva ore de odihnă, tinerii o vor lua de la capăt în această noapte. Și cum petrecăreții par a avea bateriile încărcate non-stop, va urma încă o noapte albă pe litoral. Vacanța de 1 mai abia a început. Cherhanalele au fost astăzi pline ochi de clienți. Pentru că a fost dezlegare la pește, oamenii au ales să mănânce preparate speciale pe care le-au așteptat mult timp, mai ales cei care țin postul Paștelui. Preparatele au fost borșul, peștele pregătar și salata de icre. Grătarele și plitele de pe litoral au sfârșit toată ziua. Un pește pe grătar sau o porție de mii din sos de vin au picat numai bine pentru turiștii de pe litoral. De pe masă nu au lipsit niscoicile sau rapanele. Ciorba de pește, storceagul, pește păplită, pește prăjit, platourile aperitiv. Cel mai căutat este pălămida, crapul păplită, saramură, scrumbia, care e foarte cerută. Oamenii au comandat crap și caras, care merg de minune cu mămăligă și mujdei, dar printre preferate s-au numărat și păstrăvul sau sturionul.
La ora prânzului, la Chirhanale, deja nu mai erau mese libere. Hamsi cu mămăligă. Mereu când mergeam la mare cu părinții, vara mereu comandam hamsi. Chefal mi-am luat. Chefal. Da. În ce fel e gătit chefalul? Pe plită îmi place mie. Doradă. Da. În ce fel gătită? Pe plită. De unde veniți? Din București. Da. Special pentru pește. Special pentru pește. Oamenii au avut poftă și de salată de icre și saramură după zilele de post de până acum. Pentru cei mai pretențioși, Chirhanale le-au pregătit și borș din 4 specii de pește. Sorcea și saramură de crab. Eu. Și soțul de somn. De unde veniți? La Ploiești. Ați bătut ceva în drum? Da, azi dimineața am plecat, da. Proprietarii de Chirhanale au avut o mulțime de clienți. În câteva ore în acest restaurant au fost peste 30 de comenzi, în special pește gătit în sos de vin sau la grătar cu garnitură de legume. Este una dintre cele mai aglomerate zile din an. Cumva pot să zic că ne pregătim tot anul pentru Ziua Floriilor. Datorită aglomerației pe care o aveam în această perioadă, nu am preluat rezervări, anume ca toată lumea să poată intra la masă și să se bucure de o masă de pește. În ultimii ani, peștele a devenit un aliment popular în România. Potrivit unui studiu, peste 16% dintre români au declarat că și-au dublat consumul. Peste 10.000 de tineri sunt așteptați de 1 mai să petreacă mini-vacanța, și asta doar în Vama Veche. Se anunță nopți incendiare la malul mării cu petrecări strânși pe plajă sub cerul liber sau chiar în Mamaia la concerte și, bineînțeles, cluburi. Corespondentul nostru la Constanța vine însă cu mai multe informații. Bună seara, Viorel, te ascultăm! Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Litoralul nu doarme de vreo 3 zile încoace și 2 nopți, iar ceea ce am văzut până acum a fost un fel de încălzire a zilelor și nopților care urmează, un fel de preview al mini-sejurului de 1 mai și Paște pe litoral. O să avem în nordul Mamaiei cluburile de fițe care urmează să se deschidă. Tot acolo, pe plajă, în schimb, de data aceasta, trebuie să înceapă zilele care urmează și cel mai mare festival de muzică electronică, ce va dura 6 zile și 6 nopți. Ne-am obișnuit cu el de vreo 10-12 ani. Mai la sud, la jumătatea stațiunii Mamaia, în piațeta de la Casino, vom avea o scenă mare pe care vor concerta soliștii români de marcă, sunt soliștii momentului din topurile muzicale, 2 nopți la rând, gratuit pentru toți turiștii și pentru toți localnicii. În continuare, la Costinești se desfășoară zilele acestea, mai sunt încă 2 nopți, festivalul de rap trap care adună acolo mii de tineri, iar Vama Veche deja își face încălzirea de la zi la zi cu petrecerile de la baruri, de la terase și restaurante. Și de 1 mai, atunci trebuie să fie apogeul, când toți petrecăreții se mută pe nisip, pentru că asta este deja o tradiție, cu chitări, cu focuri, cu băuturi, toată lumea pe plajă, aproape de malul mării, până la ziua când răsare soarele. O să fie frumos, litoralul petrece de câteva zile, apogeul este de 1 mai, când trebuie să ajungă câteva mii de turiști doar în Vama Veche, și distracțiile se țin lanț, pentru că asta marchează, de fapt, începutul sezonului estival pe litoral. Atât deocamdată de aici. La revedere! Mulți români s-au pornit astăzi spre litoral. Unii dintre ei s-au fost atât de încântați de vacanța aceasta prelungită, încât au plecat euforici. S-au urcat la volan, dar n-au mai ținut cont că înainte au băut ori au consumat substanțe interzise. Am depistat un conducător auto care a fost testat cu aparatul drug test și rezultatul a fost pozitiv pentru consumul de amfetamine. Ne vom deplasa cu dumnealui la cea mai apropiată unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice. Acest bărbat a fost oprit de polițiști pe autostrada Soarelui. Conducea o dubă în care se aflau mai mulți oameni. Polițiștii l-au testat și rezultatul a ieșit pozitiv la amfetamină. Așa că vacanța lui la mare s-a încheiat înainte să înceapă, pentru că a fost dus la spital și urmează ca analizele să stabilească ce substanțe mai avea în corp. Polițiștii au spus bărbatului că mașina trebuie condusă de alt șofer, doar că toți cei care erau cu el și aveau permis consumaseră deja băuturi alcoolice. Dar cum rămâi și nu conduci? Permisul se reține în vederea suspendării de către poliție. Până în momentul în care se funcționează dosarul care... Acum că vacanța de 1 mai a început, drumurile importante din țară sunt pline de polițiști. Peste 7.000 de agenți vor face razii și verificări până când liberele de Paște se termină. Polițiștii spun că de fiecare dată când opresc un șofer care a încălcat legea, acesta încearcă să găsească o scuză în așa fel încât să scape de pedeapsă. Mulți dintre conducătorii auto invocă graba atunci când vorbim de depășirea vitezei legale, dar pentru ceilalți conducători auto care se urcă la volan după ce au consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise,
interzise, aici nu putem vorbi decât de inconștiență. Polițiștii le recomandă șoferilor care pleacă în această perioadă în vacanță să conducă cu grijă, să respecte toate indicatoarele rutiere și să țină cont de indicațiile polițiștilor care vor fi prezenți în teren. Medicina este pe cale să marcheze o descoperire revoluționară. Vorbim despre un vaccin împotriva cancerului de piele. În ce stadiu este testarea lui și cum va ajuta mai exact, vă spun în câteva minute la Focus. Înainte de sărbătorile pascale, o librărie celebră din capitală devine destinația preferată pentru daruri bune pentru suflet. Oamenii se pregătesc nu doar pentru masa de Paște, ci și pentru a oferi celor dragi cadouri speciale. Darurile sunt alese cu mare grijă pentru că trebuie să aibă o valoare sentimentală. Librăria este raiul cadourilor și pentru adulți și pentru copii. Cei mici pot alege cărți, jucării, dar și board games. Cei mari pot cumpăra și obiecte cu tematică de Paște. Pentru cadouri. De Paște. Și de Paște și de călătorie, când mergem în vizită la cineva. Eu asta o să o duc în Danemarca, la fica mea. E o surpriză foarte frumoasă, cu mâncarea noastră românească. Soțul ei danez și o să o folosească cu siguranță. Ce-a mai luat? Ea a mai luat aici ceva, adoră firma asta. Saconșa asta superbă, o să-mi iau și una. Niște felicitări de Paște. We're tourists from Canada and we heard it's a very beautiful library, so we're just looking around. Ne cumpărăm constant, cred că prinde cele mai bune variante de cadouri pentru cei care suntem mai deschiși la cultură. Oamenii preferă să meargă și să cumpere din magazinele fizice pentru că așa reușesc să vadă fiecare cadou în parte și să aleagă ceva potrivit pentru persoanele dragi. La librărie, oamenii stau ore în șir pentru că au de ales dintr-o gamă largă de produse. Începem să vedem în ultima vreme clienți din ce în ce mai mulți care încep să caute jocuri, jucării, board game-uri, lucruri pentru petrecut timp cu familia, dar și pentru a găsi cât un moment de liniște în perioada asta. Ficțiune, carte de spiritualitate, de filozofie, tot felul de lucruri care sunt foarte potrivite pentru perioada în care ne aflăm. Mai sunt doar câteva zile până la Paște și românii caută cadourile și pe ultima sută de metri. Oriceva simbolic, dar să aibă și încărcătură emoțională. Medicina revoluționară în Marea Britanie. Primul vaccin împotriva cancerului de piele este testat zilele acestea. Iar medicii sunt optimiști în urma rezultatelor. Melanomul, tipul de cancer pentru care este făcut acest vaccin, afectează anual 100.000 de oameni la nivel global. Iar România, din păcate, nu face excepție. Deși nu se știe exact câți români au cancer de piele, medicii vorbesc despre tot mai mulți pacienți diagnosticați deja. Cara este o tânără britanică de doar 30 de ani. Era în vacanță cu familia în Dubai. La sfârșitul unei zile de plajă a observat pentru prima dată o pată neobișnuită pe corp. And throughout the day she saw it changing and she said to me this isn't right. If I didn't go to the doctor straight away and she had to nag me a little bit because I'd never heard of melanoma before. But then I decided to make the doctor's appointment and that appointment saved my life. Pentru mulți alții însă diagnosticul precoce nu există și ajung cu forme severe de boală la medic. Un vaccin personalizat împotriva cancerului, care folosește o tehnologie de tip ARN mesager, este primul astfel de vaccin testat pe oameni. Experții spun că acesta ar putea fi un moment de cotitură în medicină. Cu ajutorul vaccinului ar fi posibil ca organismul să devină imun la cancer. Studiul clinic s-a realizat în trei etape. În timpul unei operații este prelevată o mostră de tumoare care este apoi modificată în laborator. Serul injectat în corp atacă celulele canceroase și le oprește din a se răspândi accelerat. La experiment au participat aproape 100 de persoane, iar riscul de reinfectare a scăzut drastic. Dacă se va dovedi eficient, serul, bazat pe aceeași tehnologie, ar putea fi folosit pentru a combate și alte tipuri de cancer. There are already some clinical trials running with these types of product in colorectal cancer, in lung cancer. Printre cel mai des întâlnite tipuri de cancer și la noi sunt cancerele de plămâni, esofagiene, colorectale, dar și cancerele de piele, spune un medic primar care tratează pacienți la Institutul Oncologic București. Oameni tot mai tineri fac diferite tipuri de cancer, din păcate, printre care și melanom. Într-adevăr, am observat și noi că în ultima vreme apar mulți pacienți sub 50 de ani și, din păcate, unii dintre ei cu boli grave. Ne referim la tumorile pielii, între care foarte grav este melanomul malign. Chiar dacă și acolo, în ultima vreme, paleta de tratamente pe care o avem la dispoziție s-a îmbunătățit semnificativ.
orice mică rană care își modifică, știu eu, structura, volumul care sângerează, ar trebui să antreneze după sine prezentarea la medic. Americanii se pregătesc de cea mai mare invazie de cicade din ultimii 200 de ani. Cât sunt de periculoase aceste insecte extrem de zgomotoase? Aflați imediat după publicitate. Revenim în 5 minute. Miliarde de cicade invadează Statele Unite ale Americii. Fenomenul acesta n-a mai avut loc din 1803. Sezonul de anul acesta al cicadelor a fost denumit Armagedonul cicadelor și are loc mai ales în statele din centrul și estul Americii. Cicadele au devenit atât de zgomotoase într-un comitat din Carolina de Sud, încât localnicii au chemat poliția. Majoritatea acestor insecte trăiesc sub pământ, sub formă de larve. Ele ies la suprafață pentru a se transforma în insecte adulte și a se reproduce. Sunetul infernal și strident vine de la masculi însă. Doamnelor, domnilor, jurnalul nostru se încheie aici. Imediat începe însă serialul Locul cel Bun, iar de la ora 20 nu ratați povestea celor două mame de schimb din reality show-ul Schimb de Mame. Pe Cinemaraton începe de la ora 20 Prea Târziu, un film regizat de Lucian Pintilie. Lupta pentru puncte continuă în play-off-ul Superligii cu CFR Cluj, Șef și Sfântul Gheorghe în direct pe Prima Sport 1 și PrimaPlay.ro de la ora 21. Dumneavoastră să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program de